Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la zi de mare praznic, la schimbarea la față. Vorbim despre însemnătatea acestui praznic și de schimbarea noastră, schimbarea personală. Este alături de mine Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Sărut dreapta, Preasfințite Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet. Bine v-am găsit. Preasfințite Părinte, spuneam și dragilor telespectatori, la zi de mare praznic vorbim despre însemnătatea schimbării la fața Domnului și sigur aceasta ar trebui să aducă și o schimbare lăuntrică. Și pentru început aș vrea să ne vorbiți despre Paștile de vară, de altfel, fiindcă este o arvună a Paștilor, a Învierii, în această zi pe Tabor, norul cel luminos, ce se vede pe Tabor, și să ne explicați de ce schimbarea la față este hramul tuturor sihăstriilor, adică schiturilor, uitate de lume, dar neuitate de Dumnezeu. Da, mai întâi trebuie să spun că este inspirat felul în care ați pomenit despre acest mare praznic împărătesc, și anume Paștele de vară. Pentru că el este legat și în istorie, deci în realitatea sa, acest eveniment, această sărbătoare, acest moment foarte important din activitatea Mântuitorului, este legat de pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos, el având loc cu câteva zile înainte de patima propriu-zisă, înfricoșătoare pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. El a dorit să își încredințeze ucenicii. Acesta cred că este rostul principal al sărbătorii schimbării la față. Mântuitorul a dorit să-și încredințeze ucenicii săi de faptul că cel pe care l-au cunoscut, dar nu unde a ajuns, cel alături de care au petrecut 3 ani de zile și au putut să vadă multe minuni și semne dumnezeiești din partea lui, cel care a săvârșit multe tămăduiri, este cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Fiul Părintelui Ceresc, care este și Dumnezeu adevărat, nu numai om adevărat, pentru că în cele mai multe din împrejurările pe care ucenicii le-au trăit până în acest moment, ei au avut ocazia să-L vadă îndeosebi pe omul Iisus Hristos, pe omul adevărat, pe Fiul omului, așa cum se spune în teologia ortodoxă. Iată însă că Mântuitorul îi previne pe ucenici că nu este doar un simplu om, că El nu a venit în această lume doar ca să îi învețe pe ucenici care sunt căile și poruncile lui Dumnezeu, nu a venit doar să facă bine, ci a venit să transfigureze firea omenească, să învieze firea omenească din stricăciune și din moarte și să își arate în același timp și firea sa dumnezească care era ascunsă în taina trupului Fiului lui Dumnezeu. Și într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, ea este hramul multor mănăstiri din lumea aceasta. În primul rând este hramul muntelui Athos. Sus pe muntele Athos este în apropiere de vârf sau chiar pe vârful Sfântului Munte. Se găsește o bisericuță mică și foarte frumoasă la 2033 de metri înălțime, deci aproape de cer. O bisericuță care poartă hramul schimbării la față a Domnului, dar și alte schituri și mănăstiri din lumea întreagă, din lumea creștină, din lumea ortodoxă, poartă hramul acestei mari sărbători împărătești, tocmai datorită faptului că în această împrejurare, la acest praznic, a strălucit pe chipul feței Mântuitorului lumina Harului Dumnezeesc. Adică s-a văzut prin chipul său strălucind ca soarele, și hainele sale care au luat înfățișarea luminii, s-a văzut cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și după acesta însetează și lui vor să îi slujească toți monahii din lumea aceasta, lui vor să își închine viața. Vedem, Preasfințite Părinte, foarte frumos că pusnicii, sihaștrii despre care ne vorbiți și dumneavoastră, vor să preguste din viața veșnică și de aceea și această schimbare la față, fața văzută ca persoană de altfel, și în cărțile de cult întâlnim, da, această imagine. Și mă gândeam acum când ne vorbeați și despre faptul acesta foarte frumos, că acest mare praznic, praznic împărătesc al schimbării la față, este așezat între praznicele a doi sfinți români, Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț,
din pustiul Hozeva, românul nostru. Asta pe 5 august, Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, și pe 7 august, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Da. Deci și cei doi pusnici și cei doi sfinți haștri ai noștri, așezați unul de o parte și de cealaltă parte a schimbării la față. Bineînțeles, și cred că nu este întâmplător faptul că pentru noi românii acest praznic împărătesc care este prăznuit, cred că nu am spus la început, în data de 6 august, este, să spunem, întâmpinat sau mărginit înainte și după aceea de sărbătorile a doi mari sfinți români. Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, care a trăit departe de țară, care a intrat în monahism în Mănăstirea Neamțului și care a dorit să fie aproape de locurile pe care Mântuitorul Iisus Hristos și-a trăit viața și s-a nevoit în mănăstirea aceasta de la Hozeva și care a, să spunem, a găzduit în sufletul lui nu numai dorul de patria cea cerească, ci și dorul de țara din care a plecat și de la care ne-au rămas drept moștenire poezii simple, dar atât de profunde și atât de frumoase, pline de învățăminte duhovnicești. Iată, el este premergătorul praznicului schimbării la față a Domnului și Sfânta Teodora de la Sihla, o altă pusnică din munții noștri care are și o peșteră, a rămas această peșteră din vremea nevoințelor sale și până în zilele noastre, o altă sfântă care a trăit într-o nevoință extremă, deci care nu doar că a mers la mănăstire și a trăit ca simplu monah, ci care în multe nevoințe și în încercări peste puterile obișnuite ale omului, dar cu mult ajutor de la Dumnezeu, s-a apropiat și ea de Dumnezeu și a ajuns la măsuri atât de înalte încât din viața sfinte, după cum știm, păsările cerului veneau să o hrănească pe această prealeasă mireasă a mirului celui ceresc a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Probabil că pentru noi românii acest praznic are o semnificație mai deosebită. Preasfințite Părinte, dacă ne uităm chiar la minunea aceasta a schimbării la față, faptul că Hristos merge pe Tabor, însă nu ia pe toți ucenicii, ci doar trei dintre ei. Da. Să înțelegem de aici, Preasfințite Părinte, că nu toți erau pregătiți, că e nevoie de o pregătire pentru a gusta din slava lui Dumnezeu? Bineînțeles, este vorba și de o pregătire, este vorba și de o alegere a lui Dumnezeu înainte, dinainte știută, lucru care însă nu trebuie să ne oprească pe fiecare dintre noi din alergarea aceasta către Împărăția Cerurilor, pentru că dacă într-adevăr au fost câțiva doar oameni aleși de Dumnezeu pentru a-i fi apropiați și a-i deveni apostoli, iată că și dintre aceștia erau câțiva și mai apropiați de Mântuitorul Iisus Hristos, însă prin acești aleși ai Mântuitorului Iisus Hristos, trimiși ulterior după învierea Domnului la propovăduire, Dumnezeu a vrut ca toată lumea să fie aleasă spre această mare lucrare a mântuirii. Deci nu este ceva rezervat doar pentru unii, doar că, așa cum ați remarcat foarte bine și dumneavoastră, lucrarea aceasta a pregătirii sufletului și trupului omului pentru împărăția cerurilor necesită o anumită pregătire și o alegere din partea lui Dumnezeu. Nu toți sunt sau suntem la fel de pregătiți pentru această chemare, însă Dumnezeu, cum spune acolo, nu voi m-ați ales pe mine, în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos din Noul Testament, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi ca să mergeți și să aduceți o roadă și roada voastră să rămână. Așadar, Petru, cel verhovnicul apostolilor sau cel mai în vârstă și cel mai respectabil, cel mai mare dintre apostoli, Iacov și Ioan, cei doi frați și fii ai lui Zevedeu, au fost aleși pentru a petrece împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos acest moment foarte important din viața sa și care precede cu puțin, așa cum am spus, pătimirile Domnului Iisus Hristos. Preasfințite Părinte, să ne oprim un pic asupra acestei pregătiri. Vorbeam despre o pregătire lăuntrică pentru gustarea din slava lui Dumnezeu, atât cât ne este cu putință. Și dacă ne gândim la taina Sfântului Botez, în care Hristos este prezent, Duhul Sfânt lucrează, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă noi am avea această pregătire lăuntrică despre care vorbeam, am vedea 1000 de sori peste cel botezat în cristelniță. Dar pentru că noi n-am ajuns la starea aceasta, de aceea suntem opaci. În momentul în care gustăm sau vedem din slava aceasta, ne cuprinde o frică. O frică de Dumnezeu, care este o frică curată. Dacă pe cel păcătos
îl apucă frica de Dumnezeu în sensul că Dumnezeu este drept Și și să de desfătare. judecata lui, pe cel care se pregătește și gustă din slava lui Dumnezeu, îl apucă această frică curată despre care vorbeam, care este a creatului în fața necreatului. Și atunci, după cum spune Sfântul Grigore Palama, cel care și adâncește tâlcuirea la praznicul acesta, spune că vedem maestatea naturală a sublimității lui Dumnezeu. Taina aceasta mare este, iar teama de care ați spus este de mai multe feluri. În primul rând este teama aceasta, așa cum a spus și Sfinția voastră, a omului atunci când știe că este păcătos și că a făcut, să spunem, lucruri nu tocmai conforme cu voia lui Dumnezeu în această lume, teama aceea de a fi pedepsit, de a-și primi dreapta răsplătire pentru faptele sale. Iată însă că despre teama aceasta de al doilea fel, teama înaintea măreției lui Dumnezeu, teama aceasta de a nu greși față de Dumnezeu, teama de a nu-L supăra pe Dumnezeu, teama de a te întâlni cu Dumnezeu într-un moment probabil în care nu te așteptai, așa cum au trăit-o și Sfinții Apostoli Petru, Iacov și Ioan. Despre teama aceasta ne vorbește și însăși relatarea evanghelică care constituie esența acestui praznic, pentru că cei trei apostoli cuprinși de oboseală multă și datorită ostenelii de peste zi și de dinainte adunată și datorită rugăciunii și datorită harului lui Dumnezeu care prin rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos s-a pogorât în chip deosebit asupra sa, asupra persoanei sale, deci iată acest har s-a coborât și peste Sfinții Apostoli și tocmai pentru că și ei erau încă niște oameni nu foarte duhovnicești, dar pe calea care duce către Împărăția Cerurilor, acest har al Duhului Sfânt s-a arătat mai întâi și sub forma somnului. Nu era doar oboseala adunată de către Sfinții Apostoli până în acel moment, ci era și lucrarea harului care într-un fel se manifestă și sub o formă de oboseală pe care o resimt oamenii atunci când se apropie de ei. Dar teama aceasta mai cu seamă apare subliniată atunci când acești Sfinți Apostoli aud pe Dumnezeu Tatăl vorbind cu Fiul și mărturisind Dumnezeirea Lui. Când glasul Părintelui din cerul se aude la fel ca și la taina Sfântului Botez și spune: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Acest moment cutremurător este, pentru că este o întâlnire a lor cu o manifestare concretă a lui Dumnezeu, sub forma glasului Părintelui Ceresc sau al Tatălui, sub forma luminii Harului Duhului Sfânt, care strălucește în chip cu totul deosebit din fața Mântuitorului, care a devenit ca și soarele, ca să ne arate că El este Dumnezeu adevărat și Făcătorul cerului și al pământului și al tuturor celor care sunt în cer, deci și al soarelui. Și fața aceasta care strălucește și din hainele Mântuitorului, iată întâlnirea aceasta cu Dumnezeu sub chipuri concrete, este cea care provoacă oamenilor o anumită teamă, dar pe de altă parte ea le provoacă și o plăcere, o bucurie interioară extraordinară și aceasta se vede și din mărturisirea Sfântului Apostol Petru: Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, ție una lui Moise, una și lui Ilie, una, spune Sfânta Evanghelie, neștiind el ce zice. Deci este o teamă binecuvântată, o teamă care îi scoate pe ucenici din viața cotidiană, o teamă, o lumină care le mărturisește despre dumnezeirea Fiului Dumnezeu și în care îi încredințează pe Sfinții Apostoli că sunt pe calea cea bună, care îi va ajuta și pe ei să dobândească într-o zi harul Duhului Sfânt, rostul vieții noastre creștine, după cum mărturisește și Sfântul Serafim al Sarovului. Preasfințite Părinte, ne-ați amintit deja toate momentele de pe tabor. Vreau acum să le luăm pe rând și ați amintit de faptul că la această minune au fost prezenți Moise și Ilie. Și dacă ne uităm cu atenție, Moise reprezenta legea pe cei morți, iar Ilie, deja învierea, primul care înviază de altfel pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Deci să înțelegem de fapt că nu este vorba de o ruptură între Vechiul Testament și Noul Testament, ci o continuitate. Hristos este împreună cu Moise și Ilie, cu cei doi, adică cu legea și prorocii. Exact, cu legea și prorocii, cum a spus dumneavoastră, și cu siguranță nu este întâmplător faptul că
la această întâlnire și la acest sfat de taină de pe muntele Taborului se arată nu oricine, ci două personaje foarte cunoscute și, să spunem, doi sfinți reprezentativi din Vechiul Testament, totuși amândoi, dar cel de-al doilea, prorocul Ilie, așa cum a spus și dumneavoastră, prin minunea pe care a săvârșit-o, fiind și un înainte mergător, un pregustător al învierii Domnului. Deci aceasta, și încă trebuie să ne mai gândim la un lucru foarte important, și anume faptul că despre amândoi, despre ambele personaje, atât despre Moise, cât și despre Ilie, se spune, de pildă, că Ilie a fost răpit cu trupul la cer într-un car de foc și că încă nu și-a cunoscut sfârșitul său obștesc până înainte de cea de-a doua venire, după cum ne mărturisește cartea Apocalipsei, iar despre Moise se spune că a murit, dar nu se știe unde a fost mormântul lui, unde a fost înmormântat, poate și datorită evlaviei deosebite pe care poporul evreu ar fi avut-o la adresa lui și ca să nu fie idolatrizat, pentru că acesta este unul dintre lucrurile de care evrei și mai ales conducătorii săi spirituali s-au temut foarte tare, să nu cadă poporul în idolatrie ca să se îndepărteze de Dumnezeu. Iată, ei nu își cunosc sfârșitul și vin în acest moment ca să-L întâlnească pe Hristos înainte de sfârșitul său pentru a-i anticipa învierea. Pentru că nu se termină totul cu moartea Mântuitorului Iisus Hristos, iar El a dorit să-i încredințeze pe ucenici că este unul și același Fiul al Tatălui Ceresc, venit din cer, Dumnezeu cel care a ales pe poporul său și l-a condus cu mână tare și cu braț înalt prin pustie și a purtat de grijă, cel care a trimis pe proroci, cel care i-a dat legea prin Moise, cel care, iată acum la plinirea vremii, a trimis pe însuși Fiul său nu doar un simplu om, ci om adevărat și Dumnezeu adevărat și biruitorul morții, și cel care va dori tuturor celor care cred în El și în învierea. Și bineînțeles că toți cei care sunt părtași sau vor fi părtași la acest eveniment prin credință se pot socoti părtași și un fel de continuatori. Atât ai tradiției Vechiului Testament, ai legii și ai prorocilor, cât bineînțeles și moștenitori ai legii celei noi și de ce nu poate într-o zi dobânditor și noi ai vederii slave acestea cerești pe care Dumnezeu vrea să dăruiască oamenilor. Preasfințite Părinte, dacă ne uităm la textul Sfintei Evanghelii, vedem că Moise și Ilie vorbeau împreună cu Mântuitorul Hristos. Da, spune despre sfârșitul său. Despre sfârșitul său, adică despre cruce, despre Sfintele Pătimiri, așa cum ne-ați spus și ceva mai devreme. Și de aici să ne gândim la faptul că prin cruce vedem lumina. Deci, lumina taborică e de fapt lumina crucii și am mai spus și în alte ediții că ortodoxia arată crucea cu raze de lumină și nu vedem crucea numai patimă, numai suferință, numai flagelare, așa ca în Occident, și mă refer aici și la filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Iisus, da. Și ci la noi crucea este plină de lumină. Și de ce este plină de lumină? În primul rând, nu prin ea însăși, ci tocmai prin Cel care s-a răstignit pe ea și care a schimbat total rosturile și menirea acestui obiect de tortură și încă un obiect de tortură dintre cele mai grozave și care era rezervat pentru cei mai mari dintre, să spunem, cei fără de lege din vremea aceea. Deci nu oricine era răstignit pe cruce, era o formă de pedeapsă foarte mare și adică Dumnezeu în atot bunătatea sa și în purtarea sa de grijă față de oameni nu ezită în primul rând să se nască dintr-o familie simplă, dintr-o familie săracă, deci nu în familia unui rege sau unui împărat, și iată nu ezită și să își asume moartea în chipul ei cel mai cutremurător. Deci crucea este purtătoare de lumină, așa cum și Sfinția voastră bine ați evocat, tocmai datorită Celui care ne-a dăruit nouă lumină. Să zic că în slujba o trine se spune, slavă ție Celui ce ne-ai dat nouă lumină. Și aici este o altă minune și un lucru extraordinar, un dar al lui Dumnezeu pe care ne-l aduce nouă oamenilor, și anume, vedeți că de multe ori, atunci când omul întâmpină greutăți, viața lui devine cea mai mare și este cea mai greu de suportat, și Dumnezeu în momentele acestea cele mai delicate și cele mai dificile este aproape de fiecare dintre noi oamenii, mai ales aproape de cei aflați în suferință. Și ne gândim la pilda aceea în care spune
că dacă ați făcut unora dintre acești mai mici, mie mi-ați făcut, și în cel care suferă, în cel care este închis, în cel care este bolnav, în cel care nu are cele necesare traiului, Mântuitorul stă ascuns acolo. Deci, iată, El nu doar pe muntele Taborului și-a arătat lumina, nu doar pe lemnul Sfintei Cruci, deși acolo nu în chip atât de evident, a fost cu adevărat și acolo Dumnezeu adevărat, și nu doar după înviere le-a arătat ucenicilor săi lumina cea dumnezească a Harului Celui Necreat, ci fiecăruia dintre noi, fiecărui om, în momentele noastre cele mai grele de suferință, dacă vom avea un fărâmă, un dram de credință în sufletele noastre și atâta putere și deschidere sufletească încât să nu rămânem concentrați sau cu luarea minte doar la greutățile care apasă greu asupra noastră, ci ne vom întoarce în adâncurile sufletelor noastre, mai ales cei care suntem botezați, și acolo să îl regăsim pe Mântuitorul Iisus Hristos, atunci vom găsi cu siguranță și ușurare greutăților care vor să ne covârșească și bineînțeles că vom putea să descoperim și o rază de lumină care va aduce înseninare și pe fețele noastre și pe trupurile noastre și ne va ajuta să depășim toate greutățile. Preasfințite Părinte, să ne mai uităm la un aspect, sigur că timpul deja se scurge, mai avem foarte puțin, din păcate, în această ediție, însă n-am epuizat toate gândurile pe care le-am pus unele pe hârtie, altele, iată, venite acum în discuția noastră. Să ne uităm acum la faptul că Sfântul Apostol Petru exclamă cu tărie: ce bine este să fim noi aici, să facem trei colibe, ție una, lui Moise una și una lui Ilie. Adică e bine să fim aici, aici însemnând Isihia, Sihăstria, și să ne uităm de fapt că mai târziu apostolii pleacă la propovăduire, dar nu apostolatul era totul în sine, nu era împlinirea totală, ci apostolii au tânjit mereu după Tabor. Au plecat la apostolat, dar mereu s-au gândit și au arătat oamenilor slava de pe Tabor și dorința aceasta pe care au avut-o de a-i duce pe toți pe Tabor. Între Taborului, bineînțeles. Deci a fost un punct de referință în viața apostolilor, Sfinților Apostoli, a celor trei, și cu siguranță le-a spus atunci Mântuitorul să nu spuneți nimic până după învierea mea din morți, dar vă dați seama, momentele acelea cutremurătoare ale jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, când cu toții au văzut ceea ce s-a întâmplat și au devenit întristați, întristarea a umplut sufletele lor, cât de bine probabil le va fi prins această minune săvârșită pe muntele Taborului, Harul Duhului Sfânt pe care probabil și-l aminteau în acele momente sau după aceea, și așa cum a spus și Sfinția voastră, pe care l-a avut prezent întotdeauna ca un punct de referință în viața lor în toate momentele slujirii lor misionare, până la capetele pământului, până la marginile pământului, la capătul pământului, la marginile lumii, pentru a-L vesti lumii pe Iisus Hristos. Și de altfel și în timpul patimilor ei vedeau învierea Mântuitorului Hristos, fiindcă o pregustaseră deja de pe Tabor. Da, dar pe de altă parte nu trebuie să uităm o clipă de clipele, de momentele acelea cutremurătoare și de lepădarea Sfântului Apostol Petru, în care firea omenească și neputința ei și-a spus cu prisosință cuvântul. Iată că a reușit Sfântul Apostol Petru să depășească, acest moment a fost iertat, a fost primit din nou și a fost trimis el ca și ceilalți apostoli ca mărturisitori, ca ucenici și martori ai învierii Mântuitorului și ai dumnezeirii sale arătate cu prisosință pe muntele Taborului până la capătul lumii. Preasfințite Părinte, spuneam că apostolii au tânjit tot timpul după Tabor și le-a stat înainte în timpul apostolatului. Dacă ne uităm la oamenii de azi, vedem că foarte mulți tânjesc așa să își vadă copiii realizați, să fie medici, să fie profesori, avocați, procurori și așa mai departe, preoți. Așa. Să ne gândim acum însă dincolo, că trebuie să tânjim după lucrurile cele mai bune, că este foarte important ca ai noștri să ajungă, așa cum am spus, într-o anumită profesie, dar e mai important ca ei să-și păstreze omenia. Bineînțeles, fiecare părinte își dorește să-și vadă copilul realizat și acesta este un lucru mare. De multe ori în lumea de astăzi se întâmplă ca și copiii să nu ajungă nimic sau să
să își rateze oarecum sensul vieții lor și acesta este un lucru foarte bun. După aceea, fiecare părinte dorește să aibă cinste și să aibă un renume frumos, să își vadă copilul fericit și să fie om de omenie, bineînțeles. Dar iată că există și lucruri mai presus de lumea aceasta care nu întotdeauna sunt foarte lesne a fi înțelese și a fi dorite, cum este și această lumina taborului, sau, mă rog, lumina credinței, lumina petrecerii împreună cu Dumnezeu și care este totuși la fel, cel puțin la fel de importantă ca și o profesie foarte bună. Așa încât aș vrea să le transmitem, să spunem, telespectatorilor noștri, faptul că este foarte bine să-și dorească pentru copiilor lucruri bune din această lume, dar să nu uite niciodată că există și lucruri mai presus de această lume și acestea pot să însoțească fiecare dintre meseriile pe care le-am evocat. De pildă, poate și un doctor să se roage foarte mult, să păzească poruncile lui Dumnezeu și să simtă lumina ajutătoare și vindecătoare a lui Dumnezeu în meseria sa, care îl ajută pe de-o parte să facă bine celorlalți semeni și prin asta să-și câștige un bun nume, pe de altă parte să se apropie mai mult de Dumnezeu. Și această lumină taborică, această lumină a împlinirii rostului și existenței umane, este bine să-și o dorească și părinții și tinerii și toți noi, toți oamenii, să ne dorim pe lângă celelalte lucruri bune din lumea aceasta. Vă spuneam că în cărțile de cult fața este văzută ca persoană și la începutul acestei ediții am spus și dragilor telespectatori că încercăm să le spunem că această schimbare la fața Mântuitorului trebuie să fie și pentru noi o schimbare lăuntrică. Și aș vrea acum, pentru finalul acestei ediții, să ne spuneți care sunt modelele biblice pe care le putem urma în schimbarea vieții noastre, care ar putea fi cele mai potrivite pentru omul de azi, cele în care omul de azi să-și găsească un corespondent. Cred că sunt și modele biblice, există și modele din viața bisericii. Iată, de pildă, Sfântul Apostol Petru poate să fie un model pentru oamenii foarte experimentați din această lume și foarte hotărâți. Dar nu numai el, și mai ales pentru momentele sale de cădere și de revenire. Poate să fie un model, trebuie să le avem și pe acestea în minte. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan poate să fie un model pentru cei mai tineri. Un model prin curăția vieții sale și prin dorința sa de a se apropia de Mântuitorul Iisus Hristos, căruia a devenit ucenic apropiat, și un model prin viața sa pe care și-a dedicat-o în întregime slujirii Mântuitorului Iisus Hristos, un model pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii, Sfântul Luca, Sfântul Evanghelist Luca, și el, unul dintre ucenicii tineri, poate să fie un model pentru oamenii din zilele noastre, fiind și doctor și un om învățat, pe de altă parte. Bineînțeles, și alte sfinte, sfintele femei purtătoare de mir, pot să fie și ele model, dar și Sfânta Maria Magdalena. Maria Egipteancă, de mai târziu, Maria Magdalena, poate să devină și ea un model pentru anumite persoane din zilele noastre și mai ales pentru reîntoarcerea de la o viață trăită fără Dumnezeu în plăceri la viața aceasta pe care Dumnezeu o dorește și o așteaptă de la noi. Bineînțeles, Sfântul Ilie este un model absolut pentru proroci, dar nu numai, și pentru cei care vor să-i slujească în mod deosebit lui Dumnezeu. Moise, cel care nu vorbea foarte bine, iată, dacă peste care harul lui Dumnezeu, atunci când s-a pogorât, l-a arătat ca și îndrumător al poporului său, și bineînțeles mulți alți sfinți din Noul Testament și din viața bisericii pot să devină modele pentru noi toți. Preasfințite Părinte, vă mulțumim pentru prezență, vă mai așteptăm cu drag, sărutăm dreapta. Cu multă plăcere. Dragi telespectatori, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, ne-a arătat care este mesajul ortodoxiei. Urcarea pe tabor, drumul către cer, de fapt, pentru fiecare dintre noi. Pe curând!